La nivelul județului Constanța, 7 partide s-au înscris în lupta pentru alegerile de pe 9 decembrie. Este vorba despre Uniunea Democrată Maghiară din România, Uniunea Social-Liberală, Alianța România Dreaptă, Partidul Ecologist Român, Partidul Popular și al Protecției Sociale, Partidul Poporului Dan Diaconescu și Partidul România Mare. Candidații USL sunt siguri că vor câștiga cu 50%. Nici membrii Alianței România Dreaptă, filiala Constanța, nu se lasă mai prejos în declararea procentelor la parlamentare. Ei speră la 25%. Candidații pentru Camera Deputaților sunt următorii. Pentru Colegiul 1, Gheorghe Dragomir, Stelian Gima, Antal Istavan Ianos, Ștefan Mihai, Tararache Mihai, Străinu Florentin. Pentru Colegiul 2, Mihai Lupu, Camelia Pleșca, Antal Agnes Marta, Radu Sorin Elvis, Murariu Stelică, Dincu Cristina Raluca. Pentru Colegiul 3, Cristina Dumitrache, Tudor Șerban, Sprenx Tamas, Dumbravă Ștefan Ciprian, Condurățeanu Andrei Răzvan, Motrogan Cristina. Pe Colegiul 4, Radu Babuș, Constantin Chirilă, Ilias Sefcadin, Bunea Mihai Dumitru, Bocai Dumitru, Clenciu Gheorghe. Pe Colegiul 5, Victor Manea, Zamfir Iorguș, Iacabughi Iștvan, Orezeanu Alexandru, Gavrilă Emanuela Dana, Ciobanu Marius. Pe Colegiul 6, Eduard Martin, Justin Fabian Roman, Ax Sandor, Cojocariu Marius George, Șandru Nicolae, Chiparu Dănuț. Pe Colegiul 7, Mircea Titus Dobre, Oana Maria Florea, Barabaș Petre, Dianca Monica Gabriela, Stoian Mircea. Pe Colegiul 8, Manuela Mitrea, Gheorghe Andrei, Bartok Francisc Florin, Diacon Andreea Lavinia, Popescu George Andrei, Pereanu Ștefan. Pe Colegiul 9, Remus Cernea, Culețu Dănuț, Toma Florin Daniel, Slabu Gheorghe, Inder Joschi Dumitru. Pe Colegiul 10, Mădălin Voicu, Florin Gheorghe, Para Lorant, Ion Viorel, Petcu Ion Gabriel, Ploscaru Nicoleta, Cârnu Ion. Lupta se arată strânsă și în cele 4 colegii de la Senat, unde candidații sunt următorii. Pe Colegiul 1, Puiu Hașoti, Florian Constantin, Dombi Atila Ianos, candidatul Gabriel, Cerchez Metin. Pe Colegiul 2, Nicolae Moga, Tănase Barde, Mezei Arvacșa, Vasiliev Marian, Comănici Radu. Pe Colegiul 3, Alexandru Mazăre, Gheorghe Mândilă, Toldișan Ildico, Saline Giat, Crivăționel. Pe Colegiul 4, Mircea Banias, Gigi Chiru, Enache Cornelia, Popescu Grasu Aurel, Stavrositu Maria. Alegerile pentru desemnarea membrilor Parlamentului au loc pe 9 decembrie la nivel național.